să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Sănătate! Mersi, să trăiești, să trăiești, Marote. Dar ce... Marote, ce s-aude? Că parcă e aici la noi. Ambulanța, poliția, ce să se audă? De ce? Ce s-a întâmplat? Păi dai strănuta, mă. Bă, da, am strănutat și... Și aveai mască, mă, băiatule. Păi n-aveam, mă, dar ești nebun, sunt la emisiune. Ce ai făcut, Marote? Am sunat la 112, am făcut ce a zis domnul Vela. Aia am făcut, să vină să te ia cu izoleta. Păi stai, nu. Hai, mă, nu e, mă, nu. Că a revenit asupra declarației, mă, nu, da, da. Vela a revenit asupra poveștii cu dosarele penale pentru strănutat, nu? Nu vine nimeni cu izoleta să ne facă dosare penale, să nu. A zis Nea Marcel, da. Ci că există filmări rare cu Yeti, omul zăpezilor, cu monstrul din Loch Ness și cu Vela tăcând. Mâine veți afla mai multe detalii. Patriarhul Daniel are o propunere fără precedent: să se amâne Sfânta Împărtășanie, dar să se permită participarea credincioșilor la slujbe. Are dreptate domnul Daniel. Stați, bă, fraților, să facă lumea niște păcate, să revină la contact, vorba aia, la preacurvie, la că până acum au stat cetățenii în izolare. Ce să spună, mă, Gheorghe la spovedanie? Că s-a certat cu nevastă sa pe vasele din chiuvetă? O, auziți aici ce combinație liberală frumoasă! O doamnă din stomatolog de comună a ajuns șefă de spital. Vedeți? De-aia-i bun liberalismul ăsta, domnule. Asta înseamnă să fii bun și să te vadă piața liberă. Pac, imediat te ia! Verișoara prefectului de Vrancea, Gheorghiță Berbece, instalat în funcție de premierul Ludovic Orban, a ajuns șefă interimară de spital în condițiile în care până acum lucra ca medic stomatolog într-o comună vrânceană. Bă, nu râdeți, bă, că e nevoie de un stomatolog la spital. Pandemia evoluează în dinți de fierăstrău. Ai, mă, ce n-ai, mă, nu e clar de ce s-a făcut mutarea asta. Bă, oamenii lușică, gândește. Ați plecat blindat la drum. Opa, încă una tot cu Berbece ăsta, prefect liberal la Vrancea. Iulian Berbece, fiul prefectului de Vrancea, a ajuns din ajutor de șef de post la Vulturu, toată lumea știe Vulturu, consilier al unui secretar de stat din MEAI. Ce-i, frate, în Vrancea toți se visează Marian Oprișan, da? Au crescut ei de mici cu acest model. Camera Deputaților a cumpărat măști de protecție de la o firmă de construcție a unui om de afaceri exclus din PSD pentru că era admirator al lui Hitler, da, viitor candidat la primăria Caracal. Oh, ce drăguț! Și pe măscuță va fi așa o mustăcioară? Nelu Tătaru zice într-un moment de grație: ceva nu lasă ca acest număr de cazuri să coboare. Dar ce-o fi, boss? Nu crezi că ar trebui să chemăm totuși pe cineva care chiar se pricepe? Voi răspunde prezent. La centrul de recuperare Dărmănești, zeci de bolnavi primesc tratamentul de la contabil și de la un muncitor necalificat după ce toate asistentele medicale au fost infectate. Incredibil, nu? Inacceptabil. Adică n-au și un grădinar care le ia temperatura sau... Viceprimarul comunei de Veselu conduce mașina de gunoi pentru a economisi banii primăriei. Bravo, domne, om chivernisit. O singură chestie: vezi acolo la de Veselu să nu vii băut într-o zi la muncă și să pleci cu vreun tank american la aduna gunoiul de prin comună. Dar bravo, mă, știu că se mai întâmplă, na, oameni suntem. Alcoolemia 0,99. Nu a fost la volan, beat. Dar nu era la volan dumneavoastră? Nu. Dar cine era la volan? Eu.
Și petrecere cu pișcoturi și șampanie la o primărie din Vaslui în plină pandemie de coronavirus. Angajații o sărbătoreau pe doamna Greșeală, funcționară la biroul agricol. Bineînțeles că la biroul agricol, că doar nu biroul de nanotehnologie din Vaslui, nu? Bine ați venit la Starea Nației! Vezi asta peste tot, pe TV, pe online, redeschidem biserici, cimitire, parcuri. Dar ce optimiști suntem! Am așteptat atâta relaxarea ca să o dăm direct în biserici și cimitire, a? Mamă, cred că sunt ăștia care conduc borul mai rău decât băieții din turism. Au pierderi de nu-și puteau închipui în vecii vecilor, amin, așa ceva. Făceam noi bășcălie că o să fie o pizza în Mamaia cât o garsonieră la Brașov, dar să vedeți cum o să fie în biserici. Cred că te bate mămăița aia de la lumânări dacă lași sub 100 de lei în cutia Milei. Serviciile religioase cu credincioși pot fi reluate în prima fază în curtea bisericii sau în fața bisericii. Deci, doamnelor și domnilor, bine ați venit în noua lume. Se redeschid bisericile, cimitirele și parcurile. Ah, și muzeele. Bă, ești nebun, uitasem de muzee. Doamne, abia aștept să zgârii cu gheara la ușa la muzeu. Ce voi nu? Inculților. Ce vreau să spun? Sigur, ești obligat în astfel de perioade să jonglezi cu drepturile și libertățile oamenilor. E, trebuie să fii foarte deștept ca să faci asta. De ce? Simplu, pentru că dacă treci de anumite limite, s-ar putea să vezi că oamenii zic: da, ia mai du-te, bă, încolo cu măsurile tale, că nu știi altceva decât panică, teamă și izolare. Alcool sanitar. E bun alcoolul sanitar? Nu e bun, nu folosește nimic. A apărut un raport al serviciului secret german BND în care se spune așa: China a cerut Organizației Mondiale a Sănătății să o ajute la acoperirea coronavirusului. I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that by injection inside or... E limpede că toți, dar absolut toți, au greșit cu această pandemie. Vorbim de instituții. E limpede că unii președinți s-au făcut chiar de baftă, deși nimeni nu credea că se mai pot face de râs chiar în așa hal. Când cer lucruri de la oameni, când impui restricții, oricâte amenzi ai dat tu, trebuie să inspiri și încredere. La orice animal, deci omul nu face excepție, o vreme funcționează frica de pericol. Dar doar o vreme, apoi trece, se consumă. Oamenii se satură pur și simplu. Hai mă, cu ce facem? Suntem ființe sociale, nu putem trăi în acvarii. Am fi rămas în apă dacă ne-ar fi plăcut, nu? Gata, mulți spun prin lume, prin Europa, cetățeni nervoși, critici, care știu că alții au murit pentru drepturile lor. Bă, gata, noi vrem să trăim. Păi, fraților, s-ar putea să muriți, le răspund autoritățile. Vom vedea, noi zicem că nu vom muri, răspund ei, și tot așa. Iar aici vreau să spun că acum e limpede că și presa a greșit. Mult, mult. Când faci 99% din știri despre moarte, iar cei care mor sunt 5% dintre bolnavi, atunci da, e o mare problemă. Practic, mass media a vândut moarte și panică, prea rar idei și analize. Nici nu știu unde stăm noi cu această emisiune în toată povestea asta. Că ne-am tot întrebat, bă, procedăm corect seară de seară? Spunem ce trebuie să spunem în interesul oamenilor? Cred că am încercat să sancționăm derapajele în toată perioada asta. Cred că am pus în discuție subiectele importante, dar cred că am și greșit în unele situații. Că poate ne-am grăbit în a judeca unele fapte, dar am făcut-o având în vedere doar protejarea sănătății oamenilor. Mă rog, mai analizăm, mai vedem. Nu s-a terminat încă nebunia, nu? M-am săturat, înțelegi?
Na, oamenii la un moment dat se satură. Oamenii la un moment dat zic: bă, eu-mi ba picioarele, gata, dă-o dracu și dă mască, dă-le dracu și dă mănuși. Am citit un articol foarte bun zilele astea în The New York Times despre cum se sfârșesc pandemiile. E, să știți că unele se sfârșesc pur și simplu pentru că oamenii trec peste ele. Da, dispare panica, dispare urgența, dispare frica aia care te face să belești ochii toată ziua la televizor ca să vezi ce se mai întâmplă. Știți că tot făceau unii paralelă cu gripa sezonieră, câți mor, câți bolnavi și așa mai departe. E, aia e un fel de pandemie pe care am consumat-o la nivel mental. Da, am trecut peste ea, gata, am consumat-o. Mă îngrijorează în continuare, să spunem, momentul relaxării. Faptul că suntem la suprafață nu înseamnă că nu ne putem duce la fund. Pe mine mă apucă panica doar când îl văd pe domnul Tătaru. Da, mă panichez pentru dânsul, că îl văd că suferă. Exprimarea asta, faptul că suntem la suprafață nu înseamnă că nu ne putem duce la fund, spune totul. Oricând poate fi foarte rău, oricând ne scufundăm, auzi? E ca și cum ai trăi pe un vapor, iar capitanul îți zice constant că în orice clipă te poți duce la fund. Fără Kate Winslet alături, adică... Plus că mai e ceva, dar să nu zic eu, să lăsăm un specialist să vorbească. Alte afirmații că ar trebui testate produsele care vin din China să vedem dacă sunt sau nu contaminate cu coronavirus, chiar este un lucru imposibil. Pe de o parte coronavirusul nu există și pe de altă parte nu există nicio metodă de testare a suprafețelor legată de prezența coronavirusului. Coronavirusul nu există. Exact, coronavirusul nici nu există. Deci bașca asta. Normal că a greșit omul. Tati, să nu te audă Trump că trimite avion după tine imediat. De mâine ești medicul lui personal. Apropo de asemenea declarații, l-ați auzit pe Vela, da? Că el n-a zis, domne, cu strănutatul metrou, cu sunatul la 112. Mai exact, vorbele sale au fost scoase din context. Nenea Vela, ci că vorbele ale naibii au ieșit singure din context. Da, de silă, nu le-a scos nimeni, au făcut un pas în față de jenă. Oare de ce au politicienii noștri impresia că îi ajută contextul? Pe bune? Pentru voi contextul e o chestie agravantă. Voi nu spuneți o prostie la hectarul de cuvinte, iar noi extragem prostia aia de acolo, nu? Voi spuneți numai prostii, doar că unele sunt wow, unele chiar ne afectează direct. Putem suna la 112 în instant. Deci dacă noi intră la metrou fără mască, îl dăm afară din metrou, nu? Deci noi nu avem, nu, respectivul, dacă nu are mască și strănută, poate avea dosar penal. Adică și strănută n-a avut nici mască. Da, bagi mâna în context fără să te uiți așa, ca într-o căciulă la tragerea la sorți. Sigur ce scoți e o prostie. Adică vezi, doamne, Vela spusese numai chestii interesante, dar i-am scos noi asta cu strănutatul din context. Așadar, mult din pandemie se rezolvă aici sus, la mansardă. De aceea e bine să ai în aceste momente lideri care să fie citiți, mă, să cunoască și ei cum funcționează omul, creierul, psihicul sau măcar politicieni care să asculte de niște specialiști. Uite, facem pariu că Tătaru, Vela, Orban, Iohannis, Arafat... Mă rog, poate nu Arafat, înțeleg că e foarte prins să anuleze licitații cu rezultat nasol pentru unii. Deci toți cei care ne vorbesc și ne-au condus până acum prin pandemie n-au avut nici măcar o discuție de o oră cu specialiști în comportamentul uman. Da, sunt buni gardienii, e bună poliția, dar nu poți să stai mereu cu creierii încordați. Și mai e ceva, în astfel de perioade înfloresc toate demențele, antivacciniștii, conspiraționiștii, liberi schimbiștii. E un joc foarte, foarte complicat. Când mai spune câte unul: băi, ăsta, tu ai fi făcut mai bine decât Orban. Bă, nu cred, dar nu eu sunt acolo. Nu eu am fost plătit în perioada asta să trec țara prin pandemie. Stai, bă, că aici nu-i de glumă. Am văzut niște titluri zilele astea. De-am rămas mască, nu de asta chirurgicală, mască de prost, da. Ci că guvernul e la mâna parlamentului. Ce, mă? Păi la mâna cui să fie?
Odată că guvernul e expresia unei majorități parlamentare. Altă dată că e pandemie, frate. Nu-mi spune că vine parlamentul și-i strănută în nas guvernului. Adevărul e că guvernul a fost mega isteric în tot acest timp. Știți cum sunt câinii aia care mârâie și doar dacă te uiți la ei, se pun covrig în mijlocul patului și se uită pe sub sprâncene așa, cum te apropii de pat, încep să mârâie. Bă, șefule, e patul meu! A fost guvernul în perioada asta ceva de speriat. A simulat mai rău decât lăcătușii în vremurile lui bune. Iar domnul de la Cotroceni i-a suflat în fund, da? Că, aolo, ce mai muncesc sărăcuții din guvern, ce se mai spetesc. Așa se face că niște unii pe care nu i-a ales nimeni se cred eroii neamului. Iar acest ceva numit parlament, practic o greșeală a democrației în viziunea acestui guvern, nu face decât să încurce în salvarea lumii. Orbane, Vela, Izoleta, hai că ne-am mai jucat și noi de-a Bruce Lee când eram mici. Dar venea mama la un moment dat, îți dădea una după ceafă și te trimitea la teme. Eu nu știu ce se va întâmpla din 15, pentru că starea de alert de urgență se încheie în 14 seara, iar pentru 3 zile nu se poate introduce starea de alertă, pentru că guvernul nu a fost capabil să trimite din timp la Parlament acest proiect de lege. Nu este momentul să ne jucăm în Parlament, să ne arătăm mușchii, forța, ce putem face noi cu majoritatea noastră. Un demers populist vor să lase oamenii liberi, haideți, fiți raționali. Deci ăia se certau de la distanță, PSD cu PNL, Simonis ăla respectiv Dancă, pe faptul că PNL a trimis târziu proiectul de lege la Parlament și e foarte probabil să avem vreo 3 zile în care nu e nici stare de urgență, nici stare de alertă. Da, e doar o stare de bine așa și de prosteală, o stare de ușoară toropeală. De ce? Pentru că într-adevăr guvernul PNL n-a trimis Parlamentului proiectul de lege la timp. De ce? Păi, pe de o parte, pentru că pe guvern îl durea la bașchez de parlament. Se gândea că lasă-mă parlamentul, o facem noi acilea, o mermelim noi, dăm o ordonanță. Ce? A, nu se poate cu ordonanță. Hai, mă. Noi suntem pregătiți pentru orice eventualitate. De ce au trimis atât de târziu? Oare nu vorbesc de 3 săptămâni toți pe la TV despre cum o să fie în starea de alertă? Păi poate tocmai de-aia n-au avut vreme să trimită, că vorbesc toată ziua în loc să facă. Nenea Vela e ocupat să-și construiască statuie. Deci dacă îl vedeți cu o mistrie în mână și un sac de ciment în spinare, să nu-l deranjați, da? Înseamnă că s-a bulit de tot la cap și își face statuie. În mintea foarte multor oameni, încetarea stării de urgență este echivalentă cu libertate totală, relansarea bruscă a economiei, ceea ce în mod evident nu se întâmplă în lucrul acesta. O parte dintre libertăți vor fi în continuare limitate, astfel încât să nu ne trezim cu un nou val în perioada următoare. Ai mă, pe bune, apare Turcan să spună ce e în mintea multor oameni. În mintea multor oameni, încetarea stării de urgență înseamnă libertate totală. Ea nu știe, săraca, să spună ce e în mintea ei, dar mi-te în mintea multor oameni. Cum ziceam, PNL a luat țara pe semnătură, n-a vrut să audă nici măcar de USR, amintiți-vă. Orice spune USR despre prostiile PNL, pac, apare o turcancă de asta și spune USR acționează împreună cu PSD pentru a face rău țării. Pe scurt, avem un guvern care nu exprimă nicio majoritate, dar care e foarte, foarte enervat de faptul că există parlament și că acest parlament are tupeul și obrăznicia să facă niște amendamente la o lege și să o voteze. Iar acest PNL vorbește despre democrație. Wow! Băi, eu înțeleg că e pandemie și că democrația trebuie să poarte mască, dar din când în când mai dați-i-o jos. Se sufocă, mă, săraca. N-ai liniște cu ăștia.